Deci, alfa plus beta egal cu A și alfa minus beta egal cu B. Trag liniște atunci și vine 2 alfa egal cu A plus B. Adică alfa va fi egal A plus B supra 2. Dacă li scad, membru cu membru, vine 2 beta egal cu A minus B. 2 beta egal cu A minus B. Beta, deci rezultă că beta egal cu A minus B. Și înlocuiesc în formula asta, după tot ce am făcut aici, rezultă că sinus de cât? Sinus de. Alfa plus beta, adică cine? De A. A. Sin de A minus sinus de B. B este egal cu 2 cosinus de alfa. A plus B pe 2, 2 cos de A plus B pe 2, ori sinus de A minus B. A minus B pe 2. O aranjez ca să țin, să fac niște legături, vine sin de A minus sin de B. Este egal, pun sinus în față, egal cu 2 sinus de A minus B pe 2, ori cosinus de A plus B pe 2. Asta e formula care am văzut-o. Diferența a două sinusuri. Diferența a două sinusuri se transformă în produs de sin și cos. Da. Sinusul de diferența unghiurilor pe 2, cosinus de adunarea unghiurilor pe 2. Hai să facem un exemplu. Sin de 3x minus sin de x. Am să fac. 2 sinus, 2 sinus de 3x minus x supra 2. 3x minus x pe 2. 3x minus x pe 2. Ori cosinus de 3x plus x plus x pe 2. Adică egal mai departe cu 2 sinus de 2x. 2x pe 2 adică x. 2 sin de x. Ori cosinus de pe 2x. 4x pe 2, 2x. 2 sin de x cos de 2x. Hai să ne ducem și aici. Continuăm în lumea. Deci asta e formula care trebuia să o știi. Trebuia să o știm, nu? Uite asta. Da. Că diferența două sinusuri se transformă în produs de sin și cos. 2 sin de A minus B pe 2, unghiul de argumentele scăzute, ori cosinus de. Dacă le-am fi adunat, vă luați de la început procedeul, le adunați, se reducă astea și apar astea. Da. Cine e alfa A plus B pe 2? Deci ar fi fost sinus de alfa de A plus B pe 2, în loc să fie A minus B pe 2, ar fi fost A plus B pe 2. Da. Ori cosinus nu de A plus B pe 2, de A minus B pe 2. Când doar se înlocuiește alfa și beta. Bun. Hai să ne întoarcem la registru. Deci, spunem aici. Egal cu limitul pentru x tinde la x, 0 din. Cât spuneai și în loc de sin de x minus sin de x0? Sin de x minus x0 supra 2. 2 sinus, da? Deci vine 2 sinus de. Sinus de argumentul x minus x0 pe 2. Pe 2. O sinus de x plus x0 pe 2. Supra x minus x0. X minus x0. Acum, când trec la limită, vine x0 minus x0, că mă găsiți pe x cu x0, da? X0 minus x0 face 0, sin de 0 este 0, și supra 0, 0 pe 0, e necaz. Dar la fundamentale am o limită deșteaptă. Anume, zice așa, limită pentru x tinde la x0 din sin de x supra x, când x-ul tinde la 0, când x-ul tinde la 0. Limită pentru x tinde la 0 din sin de x pe x, face 1. Da. Asta e limită fundamentală, da? Se poate demonstra. Dar ea sună altfel acum. Limită pentru x tinde la x0 din sinus de o expresie, sin de f, hai să f de x, f de x, totul supra f de x, face 1, dacă și numai dacă f de x tinde la 0.
Deci, sin de ceva supra exact acel ceva, sin de ceva supra, exact, argument, ceva supra exact argumentul, da, acela face 1 dacă argumentul îți duce la 0. Atenție! Da. Hai să ne întoarcem la noi. Avem sin de ceva. Da. Argumentul care este x minus x0 pe 2. Da? Asta e în locul de f de x, este asta, expresia asta. Supra acel ceva, dar din acel ceva nu am chiar exact. Nu am pe 2. Nu-i nimic. Pun 2 aici și mulțesc. Și am împărțit cu 2. Și mi-am construit sin de ceva supra, sin de ceva supra exact acel ceva. Fundamentală și de 1. Și asta toate face 1. Și atunci egal mai departe, mi-a rămas doar limită pentru x tind de la x0 din 2 cu 2 simplifică. Da. Din cât a rămas? Doar cosinus de x plus x0 pe 2. Și acum nu trebuie la limit, că ne cazul a dispărut. Mă gândim pe x0 cu pe x cu x0, vine x0 și cu x0, 2x0 pe 2? x0. Deci vine cos de x0. Asta când se face în x0, dar în general în x, sin de x derivat, sinus de x, totul derivat, egal cu cos de x. Iată formula care mi s-a dat astăzi, vă răsc, în tabelă. Da. Și m-am dat una la întâmplare, da? Sin de x egal cu derivat, asta e cos de x. Ce vreau să spun? Cu ocazia asta, dacă nu s-ar fi dat formule, eu așa am făcut totdeauna la clasă, nu dăm nicio formulă, ca aplicații, tot tabelul găseau ei. Munceau să facă limitele astea. Da. Făcând toate limitele astea, însemna că... Le și reține. Le și reține, bă, că nu ți discutai. Trebuie să știi formula asta, trebuie să știi tot. Deci, da. Asta fac eu. Deci, mă deosebesc de tot ce se întâmplă în școala românească, pentru că nu las nimic neexplicat. Vedem acolo, știu că matematica este acum prezentată ca un set de formule, azi le înveți mâneguță, azi le înveți mâneguță. Și este un stres formidabil. Ca o prezentă pe tablă, ca pe care din cer acolo 10 formule și... Așa, așa. Este grav. N-am făcut niciodată astfel de matematică și din revolta asta s-a născut profanul. Deci dacă nu aveam strânit revolta, de vreo 20 de ani nu crezi la ideea asta, cu prezentarea video a filmelor, lecțiilor respective. După 20 de ani, asta acum s-a împlinit visul, cu niște riscuri formidabile, eu am predat aici la Alexandrie. Deci am fost în 98 profesor aici. N-am stat mai 2 luni de zile, pentru că m-a chemat Marga, ministrul Marga, era la vremea aceea, și-a spus de alte coleg, trebuie să pleci din învățământ. Pentru că supărase pe toată lumea. Vezi acolo la ministrul învățământului vreo pare sistemului. Deci ministrul învățământului pe prima pagină. Ai văzut la filmul ăsta? Da, am uitat la el. Te-ai uitat, da. Ministrul învățământului vreo pare sistemului. Când intră la prof online, da, vei vedea video matematică, video apicultură sau video apicultură întâi pe video matematică, nu mai știu exact. După aceea, Fundația, nu știu ce, Prof Online TV, și mai jos să apară o serie de filme foarte importante. Predicare ministrii învățământului, vreo pare sistemului. Deci, acest, e cu roșu, cred, da? Scris. Da. Că este un film la care îl țin foarte tare, să fie vizitat. În care povestesc întâlnirea mea cu toți ministrii învățământului la Marga, începând. Deci, ministrul Marga și toți, Antronescu și mai departe, m-am găsit cu toți, ne-a spus, frate, să prăbușești învățământul. Trebuie luat niște măsuri. Nu e interesat. Nu e interesat pentru că pe ei doar un singur lucru. Nu avem nici interes. Pe voi să vă facă niște roboței să vă sperie. Nu? Matematica, eu pentru matematică m-am bătut, și să nu înțelegeți nimic. Practic, veți la școală numai ca să treci clasa și spui, băi, matematica asta, ce atâtea tâmpeni, la ce folosește? Da. Merită să o învăț sau nu? O elevă din clasa 12-a, când lucram așa, mă întreba, zice, domn profesor, dacă învăț eu formula asta, eu puneam mai ieftină? Foarte tare chestia. Păi, zic, ai dreptate. Corect. Deci tu nu spui, are vă utilitate, mă întreba ea. Merită să-mi fac eu efortul ăsta? Și a trebuit să demonstrez că merită. Și așa, repet, s-a născut Prof Online din acest efort continuu în direcția asta.
Hai să mai fac o formulă de asta și te las că ești plăcut, surprins de... Și n-ai știut de proful ăla până acum? Ba, mai văzut mașina pe aici, dar n-a... Pur și simplu nu știu. Ce se pare? Băi, eu nu am sărit așa. Nu neapărat. Ce-și o doagă. Îmi Doamne ferește, nu. Da. Pur și simplu nu știu, n-am... Nu mi-e explicat când am căutat, măcar de obicei sunt curios așa de film. Chiar... Ce ai acolo? Ai peste 1000 de ore de filme. Tu știi ce e acolo? Și o să vedeți comentariile. Cei care au fost scris, care au dat peste mine, și au luat bacalaureatul și au luat tot. Nu m-au văzut. De pe mine nu pot să mă întâlnească fizic așa, nu? Da. Mă întâlnesc așa. Dar cea mai tare chestie care vă spun este că azi dimineață m-a sunat din Chicago. Deci m-a sunat o mămică care spunea că are fetiță în clasa a 10-a și era 12 noaptea la ei, la noi era 8 dimineața. Eu mergeam la biserică, azi a fost Sfântul Gheorghe și m-am mers la biserică, la liturghie. Și am zis, Doamnă dragă, dar cum să fac eu acum? Cum să fac? M-a mai sunat asta altă dată și cu telefonul la ureche și în fața tablei. Mâine seara i-am promis, la ora 8, vă rog să veniți. Sâmbătă seara. Sâmbătă nu facem. Nu, păi, pentru femeia asta viu la tablă, când viu de la albine, atenție, vă invit în mod deosebit să vedeți ce probleme pune din America, de acolo, ce probleme au la clasa a 10-a. Da. Da? Deci, asta vă spun, dacă de acolo mă caută și nu știu, voi din România și numai, vedeți comentariile acolo. Chiar aici, că suntem la rugăturile. Da, am trecut pe lângă voi și voi mă luați poate în seamă. Da. De atât de ori. Eu am o revoltă foarte mare în sufletul meu, pentru că n-ai ieșit nimeni să spună. Există prof online. Pentru că, iată, tu n-ai fost atenționat. Eu înțeleg profesorii, colegii mei, nu sunt deloc interesat să vorbească de la clasă că există prof online. Deși, ultimul comentariu, dacă îl vei citi și îl veți citi, pe partea stângă acolo când apar comentariile, ultimul comentariu este a unui profesor care spune: domnule profesor, totul este logic la dumneavoastră. Eu sunt profesor debutant și nici nu știi ce mare folosimești. Rar profesor care să recunoască așa ceva. Rar. Dar am trei bucuri de acestea. M-a sunat o altă profesoară de prin Brăila, o tânără profesoară care a dat definitivat și a spus: am terminat liceul din matematică, am făcut matematica la Iași. Am terminat și matematica, am 3 ani de când așa, și până când nu v-am găsit pe dumneavoastră, n-am înțeles ce ai o funcție, ce ai funcție subjectivă, injectivă, obiectivă și toate alte. Profesora lui Pești Prăjit, așa mi-o și spus la telefon, din mine, învăța 3 probleme acasă și se ducea la școală, pe care le